Un bărbat de 48 de ani din comuna Tufeni este anchetat de poliție după ce a comis două infracțiuni grave în trafic. Deși nu are permis de conducere, a fost prins la volanul unei mașini. Mai mult decât atât, bărbatul era și băut. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale poliției române, s-a stabilit faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,85 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii l-au dus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului. Și la Slatina, un bărbat de 59 de ani din comuna Perieți a fost prins la volanul unei mașini aflat sub influența alcoolului. Șoferul s-a ales cu dosar penal.